eternitatea iubirii. Care ar fi așadar chipul și peripețiile textului, se întreabă el, dacă nu aceste ființări scripturale, chimerice uneori, ale exersării infidelității pentru o absență din lume. Evocând pe Gaston Bachelard, cum se analiza focul, Eugen Axinte zice că orice ieșire în lucrarea spiritului poartă o amprentă a focului lăuntric, a mistuirii într-o regăsire a sinelor. În concluzie, zice el, multe poeme, precum Învăț, Acolo, E tot ce știu, Iubire, Eugenie, Toamnă, Ninge, Lumi, Ego, Haiku, Pluvaia, adaugă acestui nou volum restructurări metaforice scăldate în lumini originare, o diversitate binevenită a anxietăților resorbite din pulsul binefăcător al emoției și al solitudinii, câteva remarcabile originări ale reliefului textului prin epurarea balastului lexical.